Mircea Popa, procuror. Lasă-mă, mamă, că mai încerci la anul. Uite, te întorci acasă la Gherla. Stai cu noi, ai camera ta, nu te deranjezi niciodată. Te-ai așezat cu hainele astea murdare pe lejerie? Poate-ți găsim și un loc de muncă. Acum fi util și du-te și am o cafea, cu lapte și mult zahăr. Pot să vă ajut în chestiuni ce ține legalitate și... Păi da, legal să-mi iei cafeaua. Adică o cumperi, n-o furi. Ce faci? Citesc actele. Bă, dar tu te crezi la bibliotecă aici? Ești la citit sau la semnat? Tu te prinde un pui și tai el să-ți fac tocană. Eu n-am mai tăiat până acum. Dar păi tăia de aici încolo. Astăzi mergi cu nevastă mea, cu Mirela, la Cluj, la cumpărături. Ia zi-mi, te vezi cu cineva? Adică, cu fete? Depinde, ce-ți place ție, eu nu judec. A, nu, eu... Da, dar ce te-au păcat amumuierile, mă? M-am răzgândit, mergem la hotel. Ce-am vrut eu să te întreb, Mirciulica? Ce-ai făcut tu ieri cu nevastă mea la Cluj, ha? Mirela! Hai să vezi ce mi-a luat! Tu știi ce-i ginecologul? Da, are că știu. Fraierul ăla de numai să uită. Unde mergi? Cum unde? Să-l urmărim. Tare mă tem că la cum trage mașina asta, mare lucru dacă nu-l depășim. Mircea, ia vină-o cu acest. Bă, tu vrei să faci probleme, mă?